Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv și anume varianta numărul 1, cea cu acest card și varianta numărul 2, cea cu acest card. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip, să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta cu cardul numărul 30, care simbolizează prietenia. Foarte frumos! Haideți să vedem mai exact mesajul acestui card. Prietenia este sacră, deoarece unește sufletele și dă sens vieții. Iată, poate relația între noastră și persoana dragă se bazează pe o strânsă prietenie, pe o frumoasă prietenie, o colaborare reciprocă. Nu lega prietenii doar din curiozitate sau din simțul aventurii. Iată, poate sunteți o persoană foarte sociabilă, dar trebuie să aveți să fiți atenți cu cine legați prietenii, da? Pentru că nu toată lumea este sinceră și dumneavoastră probabil că sunteți o persoană sinceră, dar nu înseamnă că și cel din fața noastră este la fel. Să vedem semnificația numărului 30. Este un număr misterios. La vârsta de 30 de ani, omul nu numai că se formează sufletește, dar și capătă experiența vieții. Poate că aveți în jur de 30 de ani. Numărul 30 reprezintă interesul pentru enigme și mister, creativitate prin excelență, sensibilitate, dragoste pentru frumos, suflet de artist, armonie, inspirație divină, talent manifestat, imaginație debordantă, prietenie, entuziasm, darul vorbirii, putere de convingere, simț estetic greu de egalat, capacitate de a distinge frumosul în orice conjunctură, eleganță și inclinație către armonie, șarm și o carismă ce deschid uși altfel inaccesibile. Iată, deci dumneavoastră aveți așa o carismă, un șarm extraordinar și deschideți uși inaccesibile, da? Practic obțineți tot ceea ce vă doriți datorită carismei dumneavoastră. Haideți să vedem mesajele de la persoana dragă. Aștept un semn de la tine. Știu că ți este greu să ai încredere în mine, dacă sunteți separați, așteaptă să faceți noastră primul pas, e teamă de un refuz în cazul în care vă abordează această persoană. Mă interesează mai mult altcineva, iată, de ce să mai deschideți dialogul cu dânsa, dacă vă spune clar că o interesează altcineva. Îmi place cum o săruți. A, deci este atrasă fizic de dumneavoastră și cam atât se pare. Nu prea merită să-i acordați atenție. Știu că relația noastră este specială. Nu mi-ai dat niciodată șansa să-ți arăt cât de mult te iubesc. De ce ați acordat această șansă să vă irosiți timpul și sentimentele pe o persoană care vă spune că o interesează mai mult altcineva? Haideți să vedem arhanghelii ce mesaj au pentru dumneavoastră. Mesagerul rugăciunilor ce sunt adresate lui Dumnezeu și avem arhanghelul, darul arhanghelului Sandalfon. Îi prezint lui Dumnezeu toate rugăciunile tale sincere, pline de iubire și de credință, pentru ca aspirațiile tale ardent frenetice, benefic orientate, să-și găsească răspunsul în conformitate cu voința sa. Da? Deci iată ce frumos, foarte frumos mesajul. Deci toate rugăciunile dumneavoastră sincere și pline de iubire și de credință, tocmai pentru că aceste rugăciuni sunt pline de iubire și de credință, ele vor deveni realitate cu ajutorul divinității. Deci, practic, tot ceea ce veți dori, veți obține, pentru că, iată, Arhanghelul Sandalfon vă ajută să faceți acest lucru. Și un mesaj de la oracolul fazelor lunare. O problemă personală este pe punctul de a fi rezolvată. Da, iată. Deci cu ajutorul divinității trebuie să aveți încredere că o problemă personală în curând va fi rezolvată. Și haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta numărul 2, mai precis varianta cu acest card, să vedem semnificația acestui card, cardul cu numărul 2.
Caută în inima ta răspunsurile cele mai bune pentru a evita greșelile. Dacă ești nesigur și cauți prea mult sfaturi în exterior, s-ar putea să eșuezi în planul tău. Iată, nu plecați urechea prea mult la sfaturile părinților, familiei, prietenilor, pentru că, până la urmă, ceea ce vă spune inima dumneavoastră contează cel mai mult. Inima nu minte, deci aveți încredere în ceea ce vă spune și ascultați-o. Semnificația numărului 2, diplomație, colaborare. Este numărul femeii, al mamei. Manifesti dorința de colaborare, armonie, tact, diplomație. De asemenea, spirit de cooperare, adaptabilitate, respect. Foarte frumos. Deci, iată, dumneavoastră doriți să colaborați frumos cu toată lumea, poate de aceea ascultați sfaturile celor din jur, nu vreți să vă supărați familia, nu vreți să vă supărați prietenii, dar mai contează și ceea ce vă doriți dumneavoastră, nu numai ce își doresc cei din jur de la dumneavoastră. Haideți să vedem mesajele de la persoana iubită. Îți mai amintești de ultima noastră întâlnire? E nostalgică. Nu vreau să renunț la tine. Da, e clar. Își dorește împăcarea dacă sunteți despărțiți. Sunt influențat de prieteni și de familie. Vedeți? Deci, persoana dragă se lasă influențată de prieteni și de familie. Dumneavoastră nu vă lăsați influențați. Deci, dumneavoastră vă ascultați inima. Sper că și tu mă iubești. Relație secretă, așa și-ar dori această persoană să mențină relația cu dumneavoastră secretă, dintr-un motiv sau altul. Ești cea mai bună prietena mea, da? Deci, această persoană dragă își dorește să rămâneți măcar prieteni, pentru că dumneavoastră se pare că nu vă mai doriți o relație cu dânsa. Nu v-a fost fidelă, nu a fost sinceră cu dumneavoastră. Deși dânsa nu dorește să renunțe la noastră, noastră cred că ați renunțat deja la dânsa, dar haideți să vedem arhanghelii ce mesaj au pentru noastră. Grația cea tainică a arhanghelului Ariel. Ești alesul și protejatul meu. Ai dobândit o forță spirituală exemplară și meriți să primești miracolul dumnezeiesc în viața ta. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Ce frumos! Iată, deci sunteți protejați de divinitate, aveți o forță spirituală exemplară, de aceea luați cele mai bune decizii, nu vă temeți că poate acestea pe moment v-ar cauza anumite neplăceri, dar pe termen lung știți foarte bine că este cea mai bună decizie pe care o puteți lua, da? Iată, sunteți binecuvântați și inspirați de divinitate în deciziile luate. Și haideți să vedem oracolul fazelor lunare. Expiră profund. Da, trebuie să vă relaxați mai mult, să vă concentrați puțin pe propria persoană. Cred că v-ați cam neglijat în ultima vreme. Ați fost prea concentrați pe a le îndeplini dorințele celor din jur și pe ale dumneavoastră le-ați neglijat, după cum spuneam. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă aștept cu mult drag pe viitor, vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!